Fiecăruia în dimineața aceasta aș vrea să facem un pas mai departe în text, la slujirea prezbiterilor. Nelu Cartiș a plecat, a fost cu noi dimineață, poate că veți zice, dacă e vorba de prezbiteri, noi toți putem pleca, Beni vorbește cu tine însuți. Ascultați textul, după care veți vedea dacă nu cumva suntem cu toții vizați de el. Sfătuiesc pe prezbitere dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră și urmează o serie de contraste, nu de silă, ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Aș începe prin a lămuri terminologia, care e destul de confuză în lumea evanghelică. Atunci când zici prezbiter, ai impresia că ai primit o coroană, un scaun și epoleț și toată lumea trebuie să plece înaintea ta, numai sutana mai lipsește și să sărute oamenii mâna. Dragii mei, în Biblie există două feluri de termeni. Termeni care vizează planul administrativ și termeni care vizează darul duhovnicesc, darul spiritual pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia. Există o serie de sinonime în Biblie, prezbiter, bătrân, episcop, priveghetor, toate înseamnă unul și același lucru, dar fiind mai mulți termeni, te ajută să înțelegi cam care este lucrarea unui prezbiter. Poate cel mai bun este episcopos sau priveghetor, unul care a ajuns la maturitatea prin care să înțeleagă și să supervizeze lucrarea bisericii sau lucrările bisericii. Dar există un alt termen numit diacon, diaconos. Citesc textul care separă între cei doi sau îi așează pe cei doi pe unul lângă celălalt. 1 Petru, capitolul 4, versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după darul pe care, sau după puterea pe care a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Ca niște buni spravdici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Observ, ai un dar pe care l-ai primit și pe care îl pui în negoț. Și punându-l în negoț, tu crești, maturizezi și dacă Dumnezeu ți-a dat un dar de vorbire, probabil că într-o bună zi te va da bisericii ca prezbiter sau episcop. Dar și prezbiterii au daruri diferite. De pildă, textul din Efeseni spune, el a dat pe unii apostoli și ăsta este un dar duhovnicesc, darul apostolatului sau darul prorociei sau darul evangelizării sau darul pastoralei sau darul învățării. Sunt daruri diferite. Ca să vorbești în terminologia biblică corectă, trebuie să vorbești despre un prezbiter evanghelist, un prezbiter păstor, un prezbiter, observați, se combină două feluri de termeni. Un termen care vizează rolul lui în comunitate cu cel care, practic, definește darul lui. Când Pavel scrie prima epistolă către Timotei, în capitolul 3, el îi scrie tânărului Timotei, care a fost pus să rânduiască în biserică prezbiteri. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop sau prezbiter sau bătrân sau priveghetor, dorește un lucru bun. Acum aș opri să nu vorbesc doar cu mine însumi, ci să pun o întrebare tuturor. De ce ar râvni cineva să fie episcop? Dacă oricum nu primește nici galoane sau epoleți, nici nu știu câtă cinste, ci din potrivă este chemat la corvoadă și slujire. De ce ar râvni cineva să fie episcop? Eram în Statele Unite și mă uitam la știri, nu aveam timp de altceva și știrile erau întrerupte de reclame. Și una din reclamele care revenea obsesiv era investiți în aur, investiți în aur. Ți arăta monezile de aur, valoarea lor, banca care stoca monezile de aur sau investiți în argint.
Probabil că după ce au văzut câte bănci s-au prăbușit și câte pensii s-au pierdut după ce ai muncit o lume întreagă, o viață întreagă, au început să zică, nu sunt lucruri ceva mai stabile în care aș putea investi? Dragii mei, este înțelept să investești în lucrurile care rămân, în lucrurile pe care nu le pierzi, în lucrurile care le-ai putea duce cu tine peste mormânt sau dincolo de mormânt. Ascultați ce spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 6. Nu vă strângeți comor pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina, unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moliile și rugina, unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. După care Domnul Iisus se uită în ochii ascultătorilor, suntem în predica de pe munte, și le spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, și poate că nu ne încadrăm în mult prea contrastante și grele cuvintele, va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, dar ascultați următoarea frază, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. E suficient să te întorci în calendarul săptămânii trecute și să vezi în ce ți-ai investit energiile și timpul. Și care lucruri au rămas nesocotite în viața ta. Și vei ști exact cum gândești și cine ești. Vei ști exact cum gândești. Dragii mei, din păcate, majoritatea dintre noi ne investim sau prețuim, ținem la lucrurile materiale puțin mai mult, puțin mai mult. Când Scriptura ne-a spus clar, dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, ne este de ajuns. Și textul continuă, nu puteți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dacă toți cauți ceva în care să investești cu folos și care să nu-ți fie mâncat de rugină și de moli și furat de hoți, hoți în costum și cu cravată, dragii mei, director de bănci și... Dacă tot cauți ceva, vreau să spun că există o singură realitate pe care în momentul în care Dumnezeu va arde cu trosne tot ce este pe planeta aceasta, va mântui din foc și va duce cu El în slavă pentru veșnicie. Este Biserica lui Hristos. Dar în același timp aș vrea să spun că biserica începe în casa mea, în familia mea și în familia ta. Dacă așa stau lucrurile, textul sună puțin altfel și aș putea spune bărbaților, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Nu știu cât de mare e turma. Poate la ora asta sunteți doar doi, mâine veți fi 3 sau 5 sau 10 sau 15, Dumnezeu să vă mulțească după porunca Lui. Dar acolo începe biserica. Și dacă nu râvnesc să fiu episcop, dacă nu încep antrenamentele și pregătirea în familia mea, înseamnă că nu mă interesează ce îl interesează pe Dumnezeu. Și atunci voi ține la deșertăciunea lumii acesteia și voi nesocoti într-un fel singurul lucru veșnic pe care Dumnezeu îl va lua de pe această planetă. Dar de ce episcopatul începe în familie? Dragii mei, niciunul dintre noi nu pilotăm avioane Boeing 777 după 43 de ore de zbor să-l facem praf la aterizare ca săptămâna trecută. Dacă n-am stat în simulatoarele de zbor sute de ore, ori simulatorul de zbor sau, dacă vreți, locul în care se pregătesc prezbiterii este familia, familia ta, familia mea, din pricina unui principiu simplu pe care Dumnezeu l-a așezat în Scriptură. Cine este credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. În înțelepciunea lui Dumnezeu, El nu-ți dă pe mână 700 de oameni dacă tu n-ai putut să fii credincios într-o celulă a bisericii. 2, 5, 10 oameni. Cu alte cuvinte, testul nostru, examenul nostru se dă în familie, dar atunci tot în familie se învață, se deprinde ce înseamnă a fi prezbiter.
Ascultați textul din Timotei citit mai departe. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, dar trebuie ca episcopul și urmează o serie de condiții pe care Dumnezeu le cere. Vă întreb, care dintre ele nu trebuie începută, exersată și verificată în familie? În familie. Trebuie ca episcopul să fie fără prihană. Spuneam dimineață, Norica era aici în banca a doua. Nu mă cunoașteți, deși sunt de 65 de ani aici, decât așa la suprafață. Dacă vreți să știți cine sunt, vorbiți cu ea și cu copiii mei. În fața lor, garda este lăsată jos, masca este scoasă afară, acolo sunt ceea ce sunt. Dacă vreți să știți câtă prihană sau neprihană este în mine, ei știu cel mai bine, dar acolo este la suprafață toate lucrurile care trebuie stăiate, toate lăstarele pe care Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, trebuie să rezolve în viața mea. Textul continuă, bărbatul unei singure neveste, credincios în relație și în gândire și în faptă. Dragii mei, câți bărbați în zilele noastre, cum dau de greu, cum nu le convine ceva, cum nu le reușește ceva, le trântesc toate de pământ, nu contează nici nevasta, nici copiii. Noi, ca biserică, am trecut prin lucrurile acestea. Veneam de la o nuntă săptămâna trecută și îmi spune Anca, undeva am citit o statistică, 60% din familiile care se înfiripează se desfac și ajung la divorț. Și astea sunt doar cifrele, statisticile care s-au făcut. Câte alte familii sunt gata divorțate, deși trăiesc împreună. Câine și pisică, sub același acoperiș. Credincioșie în relații. Textul continuă, cumpătat. Aici am masca bisericească, nu știu, numărul 3, numărul 5, depinde, pe care o port. Și vă zâmbesc când dau mâna cu dumneavoastră, dar acolo unde sunt numai eu cu copiii mei, soția mea, ei știu cumpătarea mea în toate lucrurile. Înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți. Dragii mei, soția mea, mi-a dat Dumnezeu o soție care deschide casa ziua, noaptea, la oricine, slujește pe toți cei care intră acolo, cum dă de greu, ia din ce-o muncit, duce la alții. Eu mă uit la ea și de multe ori zice, dar dacă nu mă bucur sau dacă îi dau replici usturătoare pentru că mi-a luat ziua cu musafirii pe care i-am invitat în casa noastră, pe urmă textul spune, în stare să învețe pe alții. Noi toți am învățat în amfiteatre de la început. Cum ar fi să încep copilul care abia s-a născut, să-l iei pe genunchi în fiecare seară și să înveți rugăciunea Tatăl nostru și să înveți versete din Biblie cu el, să te rogi împreună cu el? Oare nu acolo deprind? Dacă nu poți comunica cu copilul tău adevărul lui Dumnezeu, nici n-are rost să deschizi gura în fața altora. În stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Toate acestea se văd și se învață în familie. Toate acestea. Și de aceea versetul 4 continuă, să știe să-și administreze bine casa, să țină copiii în supunere cu toată cuviința, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Știți ce văd cu ochii mei? Văd părinți din ce în ce mai mulți, părinți tineri, care nu știu să țină copiii în supunere. Au impresia că copilul poate să facă exact ce dorește. Au impresia că grădinița și adunarea este același loc sau terenul de joacă. Dragii mei, dacă nu știi să ai grijă de un copil de 5 ani și să-l înveți respect față de alții, dacă el este centrul atenției, îmi pare rău să-ți spun, nu vei crește niciodată Hristos să te dea la vremea potrivită bisericii, să știe să-și chivernisească, să-și administreze bine casa, să țină copiii în supunere cu toată cuviința, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Astea sunt doar ilustrații, da? Sunt doar ilustrații. Ca să fac o paranteză, am fost invitat la o evangelizare și lângă scenă erau peste 50 de copii așezați pe platformă. Și eu m-am gândit,
Cui i-a trecut prin minte să pună această stație de bruiaj aici? N-am îngrozit uitându-mă la ei, gândindu-mă că programul ține 3 ore. Dragii mei, surprinderea mea a fost să văd 50 de copii cântând, rugându-se, ca și cum ar fi fost adulți. Și am zis, Clujul-i altfel decât Zalău? Eu cred că lucrurile trebuie să începute din copilărie și dacă eu, ca părinte, nu mi-au în serios porunca Domnului, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Copiii ne-au fost împrumutați. Biserica începe din familie. Urmează contrastele pe care le-ați auzit. În primul rând, nu de silă, ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu. Nu de silă. La noi în biserică se cer 3 dauri. Primul este daul tău, al doilea este daul Scripturii, dar presbiterul trebuie să, și al treilea este daul bisericii. Să presupunem că ai trecut prin aceste furci caudine care au pornit cu daul tău și ai intrat în lucrare entuziast, având impresia că cineva va arunca covorul roșu înaintea ta. Și nu se întâmplă așa. Ești răstălmăcit, ești judecat, ești bârfit, ești vorbit de rău. Spuneți-mi, e greu să fii obosit și dezamăgit în astfel de situații? Eu stau de vorbă cu mulți slujitori și când văd prin lucrurile prin care trec, nu mă mir că le cade fața, le cad lucrurile din inimă și asta înseamnă desilă, nu mai am nicio motivare lăuntrică să merg mai departe. Dar le spun, atenție, tot ce-ți cade din inimă, îți cade din mâini. Tot ce-ți cade din inimă, îți cade din mâini. În lucrarea lui Dumnezeu e nevoie de oameni cu entuziasm, de oameni a căror inimă este în lucrul respectiv. Mai bine, pune-le jos. Nu de silă, nu de silă. Ce este de făcut dacă ai obosit în lucrare? Indiferent ce fel de lucrare faci. Turma lui Dumnezeu, care include și familia și biserica, turma lui Dumnezeu se păstorește după voia lui Dumnezeu. După voia lui Dumnezeu. Pentru că turma este a lui Dumnezeu, eu n-am de discutat nimic pe orizontală. Cu alte cuvinte, n-aștept absolut nimic de la frații mei. Dacă primesc, mulțumesc frumos, mă bucur, îmi ridic, dacă nu, mă duc mai departe, pentru că, în ultimă instanță, cel care m-a angajat este Dumnezeu însuși, cel care mi-a va răsplăti este Dumnezeu însuși. Cu alte cuvinte, fiecare când intrăm în slujba lui Dumnezeu, primim de la Dumnezeu darul, îl punem în negoț și dăm socoteală lui Dumnezeu, nu oamenilor. Oamenii s-ar putea să răstălmăcească lucrarea noastră. Ascultați ce spune Pavel în Coloseni. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul pentru sau din toată inima, pentru Domnul, nu pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre, voi slujiți Domnului Hristos. Nu de silă. Dacă râvnește, dorește cineva, dacă inima cuiva arde pentru o lucrare, Dumnezeu te va da pentru lucrarea respectivă. Textul continuă, ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu. Spuneam, turma lui Dumnezeu, care include și familia mea, trebuie păstorită după voia lui Dumnezeu, nu după părerea majorității. Să știți că în biserică nu putem să ne adunăm pe clanuri și să găsim majoritatea ca să îl debarcăm pe președinte. Nu, nu, în biserică nu se face ce lucru acesta. În biserică, dragii mei, există o autoritate finală, care este Hristos prezent în mijlocul nostru prin cuvântul Lui. Și mărturisirea noastră de credință spune că Scriptura este singura autoritate în materie de credință și conduită. Și noi ne adunăm la oaltă ca să o înțelegem clar și să o aplicăm clar. Dar în biserică autoritatea rămâne a lui Dumnezeu, de aceea biserica sau turma lui Dumnezeu trebuie păstorită după voia lui Dumnezeu. Următoarea pereche de contrasturi, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Sună foarte urât expresia, câștig mărșav. Dar dați-mi voie să citesc
cel puțin din doi autori ai Noului Testament, aș putea lua mai mulți, în biserică, din păcate, acum 2000 de ani, dar vreau să vă spun și astăzi cu atât mai mult, există oameni stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni, îi scrie Pavel lui Timotei. Iar în 2 Petru, capitolul 2, Petru spune, în norod s-au ridicat proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare nepraznică. Mulți îi vor urma în destrăbărările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, un câștig mărșav, da? Un câștig de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Fericirea lor este să trăiască în plăceri, ziua amiaza mare, ca niște întinați și spurcați. Se pun la chefuit la ospețele lor de dragoste, la mesele lor de dragoste când ospetează împreună cu voi. Nu se poate să fie astfel de oameni și biserică? Dacă n-ar fi, Biblia n-ar vorbi despre ei. A slăvit să fie Domnul că sunt și altfel de oameni care au înțeles cum se păstorește turma lui Dumnezeu. Și așa duce un personaj înaintea dumneavoastră, pe bătrânul Samuel. Imediat după înțercare a fost adus în templu și a crescut în templu, după care a devenit judecătorul lui Israel și întreaga lui viață a judecat pe Israel, până când într-o zi a venit poporul la el și a zis, dă-ne un împărat, cum au și celelalte neamuri. Se rupe inima bătrânului Samuel și merge la Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, nu pe tine te leapădă, ci pe mine, fă ce ți-au cerut. Îl unge pe Saul ca împărat, după care vine împreună cu Saul, cu unsul Domnului și cheamă tot poporul înaintea lui. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră, spune el. Eu am îmbătrânit, perii mi-au albit, copiii mei sunt în mijlocul vostru, v-am slujit din tinerețe până acum, de acum iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu sunt bătrân. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului său. Și ascultați-l pe bătrânul Samuel după o viață de slujire, vorbind înaintea mulțimii. Cui i-am furat sau i-am luat boul? Cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat? Pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită? Era judecător, ca să închid ochii asupra lui. Mărturisiți și vă voi da înapoi. I-au răspuns, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit, nici n-ai primit nimic din mâna noastră. Samuel le-a zis, Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor. În ziua aceasta, când n-ați găsit nimic în mine, în mâinile mele. Și i-au zis, suntem martori. Imaginați-vă, Samuel ieșea din slujbă și Saul împăratul, tânărul Saul era în prezența lui. Ca și cum Samuel i-ar fi zis, așa se slujești și tu. Așa se slujești și tu. Nu pentru un câștig mărșav. Și totuși, în slujba Domnului nu ești muritor de foame. Pentru că vrednic este lucrătorul de slujba, de plata muncii lui, spune Scriptura. Uitați-vă la imaginea din fața voastră și eu cred că aici e marea problemă a multor slujitori. Slujitorul se supără pe biserică pentru că biserica nu îi răsplătește munca cu cât ar crede el că ar trebui răsplătită. Dar slujitorul uită că nu biserica l-a angajat, ci Dumnezeu l-a pus în slujbă. Și biserica uită că nu slujitorul îi spune ce are de făcut, ci Dumnezeu îi spune ce are de făcut. Cu alte cuvinte, dacă iei de pe orizontală dialogul și îl muți pe verticală cu Dumnezeu, fiecare în dreptul lui, lucrurile se rezolvă de la sine. Pentru că Dumnezeu ne spune fiecăruia ce avem de făcut. 1 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 7, Pavel întreabă, cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște turma și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrul acesta spun în felul oamenilor, nu-l spune și legea?
În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care treieră grâul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește El pentru noi? Da, pentru noi a fost scris lucrul acesta sau astfel. Căci cine are, trebuie să are cu nădejde. Și cine treieră grâul, trebuie să treiere cu nădejde că va avea parte din el. Iar în Galateni, capitolul 6, versetul 6 spune, cine primește învățătură din cuvânt, trebuie să facă, nu învățătorul cere, Dumnezeu poruncește, trebuie să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Cu ani în urmă, învățam limba greacă cu doi menoniți și unul dintre ei era păstor în Germania. Și când am început să discutăm cu el lucruri de felul acesta, a zis o vorbă care mi-a rămas în minte. Ce biserica pe mine nu mă poate plăti pentru ceea ce fac. Eu n-am nimic de vândut. Cu alte cuvinte, nu sunt comerciant. Dacă biserica are nevoie de darurile pe care Dumnezeu le-a pus în mine și pe care le-am dezvoltat prin truda și credincioșie, biserica este datoare să ia de pe umerii mei, spunea el, atâtea poveri cât timp are nevoie din viața mea. Prima mea responsabilitate este pentru familia mea. Pentru că Scriptura spune, dacă nu poartă cineva grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios s-a lepădat de credință. Dragii mei, ca și cap al familiei, prima mea datorie este administrarea, chivernisirea propriei mele familii. Iar dacă cineva are nevoie de ceea ce Dumnezeu mi-a dat și s-a înmulțit în mine, este datoare să compenseze după Scriptură. Ce eliberare extraordinară! În ultimă instanță, datoria mea este să răspund lui Dumnezeu. Restul-i treaba Lui. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. De la cine să învăț lepădarea de sine? L-am avut pe Samuel înaintea noastră. Dați-mi voie să mai aduc un personaj, pe Domnul Iisus. În Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 3, ni se spune, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Lepădarea de sine, să ridici pe cel de lângă tine. Fiecare din voi se uită nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, la înfățișare, a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Și ascultați și următorul cuplet, următorul contrast. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pildă turmei. Într-o zi o femeie vine la Domnul Iisus Hristos însoțită de doi vlăjgani, erau băieții ei, fiii tunetului. Domnul Iisus se uită la ea și o întreabă, ce vrei? Ea zice, fără jenă, Doamne, poruncește ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să stea unul la stânga, altul la dreapta. Te las pe tine să alegi care, în ce parte va sta, dar asta este dorința mea. Domnul Iisus zâmbește, spune, nu știți ce cereți. După care vine și dezvăluie ceva din viitorul care îi așteaptă. Dar ceilalți 10, când aud, se mânie pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală. Ăsta este modelul lumii acesteia. Între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru și cine vrea să fie cel din tii între voi, să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului,
Domnul Iisus vorbea despre sine. N-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Am lăsat pe ecran un adevăr pe care, mai ales cei care veniți după noi, n-aș vrea să-l uitați. În biserică, autoritatea și respectul nu se obțin prin voturi și poziții. Chiar dacă 7.000 de oameni te-ar vota prezbiter într-o biserică, în fața mea n-ai nici autoritate, nici respect, până nu ți le câștigi. În biserică, autoritatea și respectul se câștigă prin slujire. Prin slujire. Și lucrul acesta nu îl spun eu, ci îl spune Scriptura. Dragii mei, când vrei să ai autoritate prin voturi și scaune pe care stai, ai intrat în competiția afirmării de sine și nu vei moșteni nici cerul, nici pământul. Cu alte cuvinte, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pildă turmei. Pavel scrie aceluiași Timotei în capitolul imediat următor: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă. Pavel nu-i spune, pune-te rog o etichetă pe costumul tău sau pe haina ta pe care o porți, să scrie trimis al apostolului Pavel. Vreau să vă spun, astea n-au absolut nicio valoare. Indiferent cine te-ar trimite, dacă nu se vede în tine pilda și caracterul, n-ai cum să ai autoritate. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Puneți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele. Cu alte cuvinte, aruncă în slujbă tot ce ai și ești, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de mulți. Când înaintarea ta este văzută de mulți, câștigi autoritate și respect în fața lor. În biserică nu este altă cale. Versetul 16 continuă: fii culoarea mintea asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri. Stăruiește în aceste lucruri. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Dragii mei, în biserică nu poți cârmui ca și cum ai stăpâni peste cei ce ți-au căzut la împărțială, ci doar făcându-te pildă turmei. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, dar cine sunt aceștia și care-i slujba lor? Am văzut că prezbiteratul se învață în familie, dar la vremea potrivită Dumnezeu te poate da bisericii. Capitolul 4, începând cu versetul 11 din Efeseni. El, Hristos, nu biserica, Hristos a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Observați, Hristos dă bisericii oameni daruri, care au darul apostoliei sau darul prorociei sau darul evangelizării sau darul păstoririi sau darul învățării. Cine sunt aceștia și cum conlucrează, cum formează o echipă? Aveți înaintea dumneavoastră un model conceptual, un pom roditor. Are rădăcină, are tulpini, ramuri și frunze, are fructe și pe urmă pomul face o slujbă pentru cetatea în care este. Când pomul produce oxigen, oxigenul nu este pentru trecătorul, că nu-l poți rupe din pom cum rupi mărul sau para sau pruna sau orice alt fruct din el, ci oxigenul acela face viața posibilă pentru întregul sau toată cetatea. Cu alte cuvinte, există funcții interne în pom și există un rol al pomului. Exact așa e și cu biserica. De pildă, rădăcinile pomului aș putea să le iau, să le aduc în dreptul sferei învățării în biserică. Tulpina, crengile, frunzele în sfera pastorală, fructele în sfera evangelizării, al pomul ca întreg are o funcție profetică și una apostolică.
Cum le înțeleg pe toate acestea? Sfera învățării se frământă cu o întrebare. Cine ești, Doamne? De ce? Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă nu știi cine este Dumnezeu, poporul piere din lipsă de cunoștință. Dar dacă ai început să înțelegi cine este Dumnezeu și nu te afectează în niciun fel, nu te transformă această cunoaștere a lui Dumnezeu, atunci ai uitat că slova ucide numai Duhul de viață. Da? Cunoștința îngâfă, doar dragostea zidește. Deci cunoștința trebuie să se transforme în viață, în slujire. Și de aceea sfera pastorală este preocupată de o altă întrebare. Doamne, ce vrei să fac înăuntru ca trupul tău să fie sănătos, să crească? Sfera evangelizării începe să se intereseze de cei dincolo de noi. Doamne, ce vrei să facem afară? Cum am putea lărgi împărăția lui Dumnezeu? Dar dacă într-o biserică există un dar profetic, dragii mei, profeții nu sunt ca să spună ție viitorul sau ce ai de făcut, ci ca să confrunte societatea cu mizeria care se mulțește în jurul nostru. Și dacă noi ca biserică nu avem o astfel de funcție în cetate, întrebarea este care e rostul nostru aici? Iar dacă există un dar apostolic, ceea ce Duhul lui Dumnezeu lucrează prin Biserica din Iris va începe să folosească la alte biserici în împărăția lui Dumnezeu. Observați cum a alcătuit Dumnezeu lucrurile. Dar una din întrebările pe care aș vrea să le pun, cât de apăsat pot, mai ales în contextul evanghelic în care trăiesc și eu, de ce este nevoie de o echipă și nu de un om? Aproape toate bisericile baptiste au un vârf de piramidă numit păstor. Noi în 1990 am refuzat modelul acesta de conducere, pentru că este nebiblic. Un păstor, dragii mei, indiferent cine ar fi și câtă școală ar avea, îmi pare rău să-i spun, Dumnezeu nu i-a dat lui toate darurile, nu este și apostol, și proroc, și evanghelist, și păstor, și învățător, și el singur le rezolvă pe toate. Nu e adevărat. E nevoie de o echipă de oameni. O echipă de oameni, de aceea Dumnezeu și copiilor noștri le-a dat și un tată și o mamă. Suntem foarte diferiți și complementari unul cu celălalt, cu cât mai mult într-o biserică. Versetul 13 continuă, pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Versetul 14, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Din El, din Hristos, tot trupul bine închegat, strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei se zidește în dragoste. De fapt, ce am citit? Am citit că Dumnezeu a dat unei biserici prezbiteri ca biserica să crească în trei dimensiuni esențiale. În primul rând, în stabilitate doctrinară. Dragii mei, trăim vremuri în care vor fi din ce în ce mai mulți învățători mincinoși care vor strecura pe furiș învățături nimicitoare. Dacă nu știi în ce crezi, vei fi măturat de pe picioare. Caută-ți o biserică în care să poți crește în stabilitate doctrinară. Cu alte cuvinte, să știi ce crezi, să știi pentru ce ești gata să-ți dai viață. Dar în al doilea rând, este nevoie de integritate în caracter. Observați, stabilitatea doctrinară de a face cu sfera învățării. Acolo învățătorii sunt în prim plan. Dar când e vorba de caracterul nostru, păstorii sunt în prim plan. Iar când e vorba de impactul nostru în societate, evangheliștii sunt în prim plan. Dați-mi voie să vă spun, eu am anumite daruri, dar nu le-am pe toate. Și de cel pe care l-am țin cu dinții, și nu vreau să-l amestec, pretinzând că aș putea face și alte lucruri, stau pe bucățica pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Dar ca întregul să se creeze, este nevoie de alții să-și aducă darurile lor la mijloc. Cu alte cuvinte, nicio biserică nu poate fi condusă de un om.
Când Moise a plecat și Iosua a venit în locul lui, Dumnezeu a zis, pune-l pe Iosua sub porunca lui Eleazar. Cu alte cuvinte, cârmuirea s-a rupt automat în două. Când a venit Saul, că l-a dus Samuel pe scenă, Samuel a devenit prorocul. Trei linii de autoritate care se adună în Domnul Iisus Hristos mai târziu. Păstoriți urma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie. Dacă cumva ai obosit, ia-ți ochii de pe oameni, ridică-i pe Dumnezeu. Și orice faci, fă ca pentru Domnul, ca unul care știe că vei primi de la Domnul răsplata moștenirii tale. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Dragii mei, Scriptura spune că Dumnezeu însuși s-a legat. Și El nu e un om ca să mintă. Dacă eu caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu, nu părerile oamenilor, a lui Dumnezeu și neprienirea Lui, El îmi va da pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. Și știți ce vă voi spune la bătrânețe? Că am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Mărturia psalmistului. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, e treaba lui. Nu ca și cum a stăpânii peste cei ce v-ați căzut la împărțeală, v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Să știți că și în casă poți face două lucruri. Uitați-vă la mâna mea, am o mână destul de mare și grea. De două ori am rupt tamvonul ca să scol pe cineva în timp ce vorbeam. Lovim cu pumnul în masă. Da? De două ori l-am rupt. Pot și așa. Sau, în familie mă gândesc, poți făcându-te pildă turmei, lăsând pe copiii tăi să vadă cum te raportezi la soția ta, cum te raportezi la ei când au greșit. Azi dimineața mă scol și nu mă aud pe Nori. I'm sorry, grandpa. I'm sorry, grandpa. Nu știu ce s-a întâmplat. I'm sorry, grandpa. Well, este mare lucru, mare lucru. Să citești textul acesta ca și cum ți este adresat ție, chiar dacă te-ai însurat la altăieri, chiar dacă ai 21 de ani, nu 51 de ani. Pentru că acolo în familie ne deprindem pentru slujirea singurei realități pe care Dumnezeu o va lua de pe planeta noastră. Singurei realități. Dați-mi voie să închei. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, dar de ce aș răvni să fiu un prezbiter? Odată pentru că slujesc sau investesc în ceea ce rămâne, dar în al doilea rând pentru că nu voi rămâne nerăsplătit. Pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos, asta e pentru aici, și părtaș al slavei care va fi descoperită. Și versetul 4 spune, și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Știți ce nădăjduiesc și aștept? Atunci când voi sta înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, să-mi spună, bine, rob, bun și credincios. Și n-aș vrea, ferească Dumnezeu, să vin cu ștergarul pe care tocmai l-am dezgropat și să îl desfac și să zic, ia-ți talentul înapoi. Aseară am primit un e-mail și îmi scria cineva dintr-un alt oraș care probabil a ascultat predica și zice, predica de duminica trecută, zice, mă întreb ce dar am. De bună vreme mă tot frământ cu gândul acesta. Uneori am impresia că n-am niciun dar, alteori am impresia că umblu cu el învelit în ștergar și n-am reușit să-l desfac, să-l pun în negoț. După care se oprește și scrie, în spatele casei e un om cu cancer, în fața casei e un alt om cu cancer și eu stau de ani de zile între ei și acum mă întreb, nu cumva nu e o întâmplare că Dumnezeu m-a așezat între vecinii aceștia? Dragii mei, un dar îl descoperi doar punându-l în negoț spre slava lui Dumnezeu. Amin. Amin.